Proprietarul magazinelor Penny Market și XXL Mega Discount a anunțat că a retras ciocolata Crazy Collection din toate magazinele după ce un client a identificat un corp străin în produs, anunță Mediafax. Proprietarul magazinelor Penny Market și XXL Mega Discount informează că a fost notificată în data de 28 martie 2016 de către un consumator care a identificat un corp străin în produsul Crazy Collection și, în consecință, a retras în aceea zi produsul respectiv din toate magazinele, într-o cantitate de aproximativ 3250 de bucăți, informează un comunicat de presă al societății remis luni seară agenției Mediafax. Proprietarul magazinelor precizează totodată că a notificat Autoritatea Națională sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și că a declanșat o rechemare voluntară a produsului Crazy Collection, ciocolată cu lapte, cu biscuiți, cu cacao, 300 de grame, termen de valabilitate 12 februarie 2017, comercializat în magazinele Penny Market și XXL Mega Discount. Consumatorii care au cumpărat produsul din lotul menționat au fost rugați să nu-l consume și să-l returneze în oricare magazin Penny Market sau XXL Mega Discount pentru a primi contravaloarea acestuia. Retailerul a anunțat că nu este obligatorie prezentarea bonului fiscal la returnarea produsului.